Regina Elisabeta a României, născută prințesa Elisabeta de Vid, a fost o figură remarcabilă a istoriei românești. Ea s-a născut la 29 decembrie 1843 în castelul Neuwied din Wiesbaden, în Germania, ca fiica prințului Hermann al III-lea de Vid și a prințesei Marii de Nassau, fiind cunoscută nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru inteligența și inima sa nobilă. Și-a petrecut copilăria într-un mediu familial bogat în cultură și înțelepciune, primind o educație excepțională. A crescut într-un cadru care a încurajat educația și creativitatea, ceea ce a contribuit la dezvoltarea sa ca personalitate inteligentă și sensibilă. De mică, Elisabeta a manifestat o pasiune pentru literatură și artă, îndrăgind să scrie poezii și să picteze. Elisabeta a dovedit încă din copilărie un talent literar deosebit. Aceste talente și-au găsit ecoul în timpul tinereții sale, când a devenit cunoscută pentru frumusețea și grația sa, precum și pentru spiritul său liber și independent. Elisabeta și Carol s-au întâlnit pentru prima dată în anul 1866, când Elisabeta, încă prințesă de Vid, a fost invitată la curtea principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. La acel moment, Carol era principe al României, iar Elisabeta era încă o tânără nobilă cu o pasiune pentru artă și literatură. Între cei doi a existat o atracție imediată. Carol, un om cu o voință puternică și o înțelepciune remarcabilă, a fost impresionat de frumusețea și de intelectul Elisabetei, în timp ce aceasta, din urmă, a fost fascinată de curajul și de idealurile lui Carol. Relația lor s-a dezvoltat treptat într-o legătură profundă și plină de înțelegere reciprocă. În ciuda tuturor obstacolelor și provocărilor, ei și-au păstrat credința în iubirea lor și au luptat pentru a fi împreună. În anul 1869, Carol I hotărăște să se căsătorească și întreprinde o călătorie în Europa în căutarea miresei. Se oprește la castelul Neuwied, o reîntâlnește pe Elisabeta, principesă de Vid, și, după o discuție de o oră, o cere de soție. Deci, la vârsta de 26 de ani, în anul 1869, Elisabeta s-a căsătorit cu prințul Carl de Hohenzollern-Sigmaringen într-o ceremonie fastoasă. Carol era domnul României din 1866, România fiind compusă atunci doar din Moldova și Țara Românească. Această căsătorie a marcat începutul unei noi etape în viața ei, aducând-o într-o lume cu totul nouă, plină de provocări și de oportunități. După războiul de independență din 1877, țara se proclamă regat. Situația recunoscută în 1881 atât de poarta otomană, cât și de marile puteri europene. Carol I devine astfel primul rege al României, iar Elisabeta prima regină. Când a pășit pentru prima dată pe pământul României, regina Elisabeta a fost întâmpinată de o țară plină de promisiune și potențial. Călătoria ei către această țară a fost una marcată de emoție și anticipație, întrucât ea și soțul ei, prințul Carol, erau hotărâți să își îndeplinească datoria față de poporul român și să contribuie la dezvoltarea și progresul acestei țări. La sosirea sa în România, regina Elisabeta a fost impresionată de frumusețea naturală a țării, de peisajele pitorești și de bogăția culturală și istorică. Ea a găsit aici un amestec fascinant de tradiție și modernitate, de la peisajele rurale idilice la orașele în plină expansiune, care erau martore ale unei țări în plină transformare.
Un aspect care a impresionat-o profund pe regina Elisabeta a fost căldura și ospitalitatea poporului român. Ea a descoperit în români oameni mândri de identitatea lor națională, gata să-și deschidă inimile și casele pentru membrii noilor familii regale. Cu toate acestea, călătoria reginei Elisabeta în România nu a fost lipsită de provocări. Ea și soțul ei s-au confruntat cu numeroase obstacole în eforturile lor de a moderniza țara și de a consolida instituțiile statului. Totuși, au văzut în aceste provocări oportunități de a aduce schimbări pozitive și de a transforma România într-o țară puternică și prosperă. Încă de la începutul domniei lor, regina Elisabeta și regele Carol I au fost determinați să aducă România în rândul marilor puteri europene. Ei au promovat modernizarea infrastructurii, dezvoltarea economică și culturală și au sprijinit educația și arta. Regina Elisabeta a fost o susținătoare activă a educației și a cauzelor sociale, fondând numeroase instituții de învățământ și caritabile. Ea a fost deci o susținătoare activă a soțului ei în toate eforturile sale, în special în consolidarea și modernizarea statului român, consolidând independența țării și promovând dezvoltarea economică și culturală. Împreună au străbătut țara, promovând unitatea și progresul și câștigând inimile poporului român prin noblețea lor de caracter și devotamentul față de țară. Pe lângă contribuțiile sale în domeniul culturii și al educației, Elisabeta a fost de asemenea și un lider cu viziune și hotărâre. Ea a fost o voce puternică pentru drepturile femeilor și pentru justiție socială și a militat pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului său. În timpul războiului de independență și al primului război mondial, ea a fost activ implicată în eforturile umanitare și de ajutorare a răniților și a suferinților. Regina Elisabeta a României a avut un rol profund și semnificativ în destinul țării sale, contribuind în mod substanțial la dezvoltarea și la consolidarea statului român modern. Cu o viziune amplă și o hotărâre neclintită, ea a fost un lider remarcabil și un promotor dedicat al intereselor României și al binelui poporului său. Unul dintre aspectele esențiale ale rolului reginei Elisabeta a fost implicarea sa activă în promovarea culturii și a educației în România. Ea a fost un susținător pasionat al artelor și al literaturii, promovând talentul local și internațional și contribuind la dezvoltarea și la promovarea culturii române. Prin intermediul operei sale literare și a activităților culturale pe care le-a susținut, ea a contribuit la afirmarea identității culturale a României și la întărirea patrimoniului cultural al țării. De asemenea, regina Elisabeta a jucat un rol crucial în promovarea educației și în îmbunătățirea sistemului de învățământ din România. Ea a fondat și a sprijinit numeroase școli și instituții de învățământ și a promovat egalitatea de șanse pentru toți copiii români. Prin intermediul eforturilor sale, ea a contribuit la creșterea nivelului de alfabetizare și la dezvoltarea unui corp de profesioniști bine educați și instruiți, care au contribuit la progresul și la dezvoltarea țării. Un alt aspect esențial al rolului reginei Elisabeta a fost implicarea sa în sprijinirea dezvoltării sociale și economice a României. Ea a fost un susținător hotărât al drepturilor femeii și al drepturilor muncitorilor și a militat pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor mai puțin privilegiați. Prin intermediul proiectelor sociale și filantropice pe care le-a susținut, ea a contribuit la combaterea sărăciei și la promovarea justiției sociale în România.
În plus, regina Elisabeta a fost un promotor activ al independenței și al suveranității României. Ea a susținut cu tărie eforturile de unificare națională și a luptat pentru recunoașterea internațională a României ca stat suveran și independent. Prin intermediul relațiilor sale diplomatice și a activităților sale politice, ea a contribuit la consolidarea statului român în rândul marilor puteri europene și la promovarea intereselor țării sale în plan internațional. Deci, regina Elisabeta a României a avut un rol fundamental în destinul țării sale, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea și consolidarea statului român modern. Cu pasiunea sa pentru cultură și educație, angajamentul său față de drepturile și binele poporului său și viziunea sa amplă și hotărâtă, ea a fost un lider remarcabil și un model de conduită și de dedicare pentru întreaga națiune română. Moștenirea sa rămâne vie și relevantă și în zilele noastre, iar contribuția sa la progresul și la dezvoltarea României va fi întotdeauna recunoscută și apreciată. Regina Elisabeta a României, cunoscută și sub numele de Carmen Silva, a fost o figură deosebită, care a fost privită și admirată de contemporanii săi cu un amestec de respect, admirație și afecțiune. Personalitatea sa carismatică, inteligența sa sclipitoare și angajamentul său față de binele poporului român au făcut-o să fie una dintre cele mai iubite și respectate figuri regale din istoria României. Cu un farmec natural și o eleganță distinsă, regina Elisabeta a captivat inimile contemporanilor săi și a fost privită ca un simbol al caracterului nobil și al grației regale. Ea a fost admirată pentru prezența sa impresionantă și pentru modul său demn și elegant de a se purta în public și în viața de zi cu zi. Ca regină și ca lider, ea a fost un model de eleganță și de noblețe pentru întreaga societate românească. În plus, regina Elisabeta a fost apreciată pentru inteligența și cultura sa remarcabile. Ea a fost una dintre cele mai talentate și prolifice scriitoare ale vremii sale, iar sub pseudonimul de Carmen Silva, și-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea literaturii române și europene. Operele sale literare au fost citite și apreciate în întreaga Europa și au adus o notă de rafinament și de distincție în cultura contemporană. Regina Elisabeta a fost, de asemenea, admirată pentru devotamentul său față de binele poporului român și pentru implicarea sa activă în problemele sociale și umanitare. Ea a fost un susținător dedicat al educației și al culturii și a sprijinit numeroase proiecte sociale și filantropice în beneficiul celor mai puțin norocoși. Prin generozitatea și angajamentul său față de cauze nobile, ea a câștigat respectul și admirația contemporanilor săi și a fost privită ca un model de conducere și de implicare civică. De asemenea, regina Elisabeta a fost admirată pentru rolul său de mamă și de soție iubitoare. Ea a fost o mamă devotată și afectuoasă pentru unicul și nefericitul ei copil. De asemenea, ea a avut o relație profundă și de încredere cu soțul ei, regele Carol I, și a fost privită ca un partener de încredere și un aliat puternic în toate eforturile lor comune. Regina Elisabeta a României a fost o figură remarcabilă și admirată în istoria României, privită de contemporanii săi cu un amestec de respect, admirație și afecțiune. Cu o prezență carismatică și un angajament profund față de binele poporului său, ea a lăsat o moștenire durabilă și profundă în inimile și în istoria țării sale, fiind adesea privită ca un simbol al nobleței și al grației regale. Regina Elisabeta a sprijinit numeroase proiecte culturale și muzicale în România, contribuind la dezvoltarea și la promovarea vieții culturale din țară. Prin intermediul patronajului și al susținerii sale,
Ea a contribuit la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea artei și culturii în România și la afirmarea valorilor și identității culturale românești în lume. Regina, cunoscută și sub numele de Carmen Silva, așa cum am menționat, a fost una dintre cele mai remarcabile și influente figuri regale din istoria României. Cu o prezență carismatică și o inteligență sclipitoare, ea a fost nu doar o regină iubită și respectată, ci și o poetă talentată, un promotor al culturii și al educației și un lider care și-a dedicat viața binelui poporului său. Ca regină, Elisabeta a fost o prezență impresionantă și influentă. Ea a fost o susținătoare puternică a artelor și a culturii, promovând literatura, muzica și teatrul în întreaga țară. Ea a fost de asemenea o ferventă susținătoare a educației, fondând numeroase școli și instituții de învățământ și promovând egalitatea de șanse pentru femei în domeniul educației. În timpul domniei soțului ei, Elisabeta a avut un impact profund asupra vieții culturale și intelectuale a României. Ea a fost o susținătoare a talentelor locale și internaționale, oferind sprijin și încurajare tinerilor artiști și scriitori și promovând dialogul și schimbul cultural între țările europene. Cunoscută pentru implicarea sa în activități caritabile și culturale, Regina Elisabeta a fost o patroană a artelor și a educației, ea însăși fiind poetă. A fondat numeroase instituții de învățământ și a susținut numeroase proiecte culturale, contribuind astfel la îmbogățirea patrimoniului cultural al României. Regina Elisabeta a României a fost o promotoare dedicată a artei și a culturii și a avut un rol semnificativ în sprijinirea și încurajarea marilor artiști din țară și din întreaga Europa. Prin pasiunea și angajamentul său față de frumusețea și valorile culturale, ea a creat un mediu propice pentru dezvoltarea artelor și pentru promovarea talentului și a creativității. Unul dintre modurile în care Regina Elisabeta a sprijinit mari artiști a fost prin organizarea de evenimente culturale și expoziții de artă la Palatul Regal. Ea a fost un susținător activ al artelor vizuale, promovând lucrările artiștilor români și străini și oferindu-le un forum pentru a-și prezenta creațiile publicului larg. Expozițiile de artă găzduite la Palatul Regal au devenit evenimente de marcă în calendarul cultural al Bucureștiului și au contribuit la popularizarea artei și la promovarea artiștilor de seamă. În plus, Regina Elisabeta a fost o colecționară pasionată de artă și a susținut activ achiziționarea și conservarea operelor de artă valoroase. Ea a contribuit la îmbogățirea patrimoniului cultural al țării prin achiziționarea și donarea de opere de artă de prestigiu către muzee și instituții culturale. Prin generozitatea și devotamentul său față de artă, ea a contribuit la întărirea și promovarea culturii române și la încurajarea artiștilor săi de a crea opere remarcabile. De asemenea, Regina Elisabeta a sprijinit și a încurajat dezvoltarea și promovarea altor forme de artă, cum ar fi muzica, teatrul și literatura. Ea a fost o susținătoare activă a muzicii clasice și a promovat talentul tinerilor muzicieni prin organizarea de concerte și recitaluri la Palatul Regal. Ea a fost de asemenea o admiratoare a teatrului și a fost cunoscută pentru participarea sa la spectacolele de teatru și pentru sprijinul său acordat actorilor și regizorilor. În domeniul literaturii, Regina Elisabeta a fost o scriitoare talentată și a promovat cu pasiune literatura română și europeană. Ea a fost o promotoare activă a tinerilor scriitori și poeți
și a sprijinit publicarea și distribuția operelor lor. Prin intermediul activităților sale literare și a evenimentelor culturale organizate la Palatul Regal, ea a creat o platformă pentru promovarea literaturii și pentru încurajarea dialogului cultural între diferitele țări și culturi. Regina Elisabeta a României a fost o promotoare dedicată a artei și a culturii și a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării și promovării artelor în țara sa și în întreaga Europa. Prin pasiunea și angajamentul său față de frumusețea și de valorile culturale, ea a inspirat și a încurajat mari artiști să creeze opere remarcabile și să împărtășească talentele lor cu lumea. Moștenirea ei culturală rămâne vie și relevantă și în zilele noastre, iar contribuția sa la promovarea artei și a culturii va fi întotdeauna recunoscută și apreciată. Regina Elisabeta a României a fost o patronă generoasă și dedicată a artei și culturii, sprijinind și promovând artiști și creatori de valoare în întreaga țară. Printre acești artiști distinși se numără și George Enescu, unul dintre cei mai mari compozitori români și unul dintre cei mai străluciți muzicieni ai secolului 20. Regina Elisabeta a avut un rol semnificativ în susținerea și promovarea talentului lui Enescu, oferindu-i sprijin financiar, susținere morală și recunoaștere publică. Regina Elisabeta a cunoscut rapid potențialul excepțional al lui George Enescu și a fost impresionată de pasiunea și de devotamentul său față de muzică. Ea a înțeles importanța sprijinului și a încurajării pentru tinerii artiști și a decis să-l sprijine pe Enescu în realizarea operei sale muzicale. Pentru a-l ajuta, construiește lângă castelul Peleș o sală de concerte special concepută pentru el și îi dăruiește o vioară construită de celebrul luthier italian Amati. Regina Elisabeta i-a oferit lui Enescu și susținere financiară pentru educația sa muzicală, permițându-i să studieze la cele mai prestigioase instituții muzicale din Europa. Această susținere financiară a fost crucială pentru Enescu, permițându-i să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze potențialul muzical la cel mai înalt nivel. Astfel, putem aprecia rolul important pe care Regina Elisabeta l-a avut în susținerea și promovarea lui George Enescu și a altor artiști și creatori de valoare în România. Contribuția sa la dezvoltarea și la promovarea culturii românești rămâne una semnificativă și este recunoscută și apreciată până în prezent. Relația dintre Regina Elisabeta a României și regele Carol I a fost una complexă și profundă, marcată de afecțiune, respect reciproc și colaborare în beneficiul țării și al poporului român. Această pereche regală a fost nu doar un cuplu monarhic, ci și un parteneriat puternic și un aliat în eforturile lor comune de a consolida și de a dezvolta România ca națiune. După părerea cleveditorilor, mariajul celor doi ar fi fost unul dintre cele mai puțin potrivite, regele fiind un bărbat rece și calculat, iar regina o visătoare notorie. După aceștia, moartea prea timpurie a fetiței lor ar fi dus la o înstrăinare a celor doi, Elisabeta nereușind să-și revină complet din trauma pierderii unicului lor copil. Dar chiar și aceștia recunosc că regele Carol și Elisabeta au reușit să găsească o modalitate de a se înțelege reciproc și toți cei care i-au cunoscut îi descriu ca fiind buni prieteni până în ultimele lor zile. Majoritatea comentatorilor consideră însă că, de la începuturile domniei lor comune, regina Elisabeta și regele Carol au format un tandem regal remarcabil
completându-se unul pe celălalt în moduri în care au adus beneficii durabile țărilor. Ei au fost nu doar parteneri în viața de zi cu zi, ci și colaboratori în guvernarea țării și în promovarea intereselor României pe plan intern și internațional. La baza relației lor a stat o profundă înțelegere și respect reciproc. Regina Elisabeta nu a fost doar o soție devotată, ci și o consilieră de încredere a regelui, oferindu-i sfaturi și sprijin în luarea deciziilor importante pentru țară. În același timp, regele Carol I a apreciat intelectul și sensibilitatea artistică a reginei și a sprijinit-o în realizarea pasiunilor ei creative și culturale, la castelul Peleș, amenajându-i o uriașă și foarte interesantă sală de pictură. Unul dintre aspectele remarcabile ale relației lor a fost colaborarea lor și în domeniul culturii și al educației. Ambii au fost susținători puternici ai artelor și au promovat activ educația și cultura în România. Regina Elisabeta a fost cunoscută pentru sprijinul acordat artiștilor și scriitorilor români și pentru promovarea artei și literaturii române în întreaga Europa. Împreună cu regele, ea a contribuit la dezvoltarea și promovarea instituțiilor de învățământ și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului român. De asemenea, regina Elisabeta și regele Carol I au colaborat strâns în domeniul politic și al afacerilor externe. Ei au lucrat împreună pentru a consolida și a dezvolta statul român modern și pentru a promova interesele țărilor în relațiile internaționale. Cu o viziune comună și o hotărâre neclintită, ei au luptat pentru independența și suveranitatea României și au adus țara lor adoptivă în rândul marilor puteri europene. Relația dintre regina Elisabeta a României și regele Carol I a fost una care a fost caracterizată de adâncă prietenie, de iubire, de respect reciproc și colaborare în beneficiul țării și al poporului român. Prin parteneriatul lor puternic și devotamentul lor față de România, ei au lăsat o moștenire durabilă și profundă în inimile și în istoria țării lor, fiind adesea priviți ca un exemplu de conducere și de hotărâre pentru a ajuta generațiile următoare. Pe lângă rolul său public, regina Elisabeta a fost, deci, și o soție devotată și o mamă iubitoare. Legătura ei cu Carol I a fost una solidă și profundă, iar împreună au avut o influență semnificativă asupra destinului României. Regele Carol I al României și regina Elisabeta au avut un singur copil, o fetiță care se numea Maria, care era principesă de Hohenzollern-Sigmaringen. Ea s-a născut la București, la 27 august 1870. Conform calendarului Iulian, încă în vigoare atunci în România, sau la 8 septembrie 1870, conform calendarului Gregorian. Prințesa Maria a fost un copil considerat precoce din punct de vedere intelectual. Deși viața ei a fost scurtă, moartea sa, la vârsta de doar 4 ani, a lăsat o amprentă profundă în inimile celor care au cunoscut-o și a adus o tristețe covârșitoare în palatul regal. Maria a fost o fetiță adorabilă, plină de viață și de inocență, care a adus lumină și bucurie în viața familiei sale. Ea a fost privită cu afecțiune și admirație, nu doar de părinții ei, ci și de întregul popor român, care a urmărit cu încântare evoluția micuței prințese. Încă de la o vârstă fragedă, Maria a fost o copilă jucăușă și veselă, care își umplea zilele cu râsete și bucurie. Ea era adorată de cei din jur, pentru inocența ei și pentru zâmbetul său luminos, care aducea o rază de soare în viața tuturor celor care o întâlneau. Povestea vieții principesei Maria
a fost una cu multe lumini și umbre, destinul având planuri dramatice pentru mica principesă și familia ei. Deși a fost înconjurată de dragostea și de afecțiunea părinților ei, Maria a fost lovită de tragedie încă de la o vârstă fragedă, îmbolnăvindu-se de scarlatină în timpul unei epidemii care afecta Bucureștiul. În speranța de a-i oferi un tratament adecvat, ea a fost transportată la castelul Peleș din Sinaia. Cu toate eforturile depuse de medici și de îngrijitorii ei, Maria nu a putut învinge boala nemiloasă și a plecat dintre cei vii la doar 4 ani, în 28 martie, sau după calendarul Gregorian 9 aprilie 1874, lăsând în urmă o durere copleșitoare și o tristețe adâncă în inimile celor care au iubit-o și au cunoscut-o. Din păcate, această pierdere tragică a fost una care a marcat profund familia regală, fiind o lovitură devastatoare pentru părinții ei și pentru întreaga națiune română, care au fost copleșiți de durere și de tristețe. Regina Elisabeta și regele Carol I au trecut prin multe încercări și suferințe în viața lor, iar pierderea principesei Maria a fost una dintre cele mai grele. Tragedia pierderii principesei Maria a fost una care a zguduit profund familia regală și întreaga națiune română. Moartea sa prematură a fost resimțită ca o lovitură teribilă pentru regele Carol I și pentru regina Elisabeta, care și-au pierdut singurul lor copil. Ei nu au mai avut alți urmași. În mijlocul durerii lor, ei au găsit puterea să își păstreze demnitatea și să își conducă poporul prin aceste momente de încercare. Ei și-au continuat misiunea de conducere și de a servi poporul român cu devotament și loialitate, lăsând în urmă o moștenire de noblețe și de iubire pentru țara lor. De altfel, legea salică, care interzicea femeilor să moștenească tronul, era încă în vigoare în acea perioadă, astfel că principesa Maria nu ar fi putut moșteni tronul chiar dacă ar fi supraviețuit. Mica principesa Maria a fost îngropată inițial la Cotroceni, dar rămășițele ei au fost exhumate în 1916 la moartea reginei Elisabeta pentru a fi reîngropate împreună cu mama ei la mănăstirea Curtea de Argeș. Acest gest a simbolizat unitatea și legătura strânsă dintre mamă și fiică, care au fost reunite pentru eternitate în același mormânt. Regele Carol, neavând urmași, dreptul de a moșteni tronul României, conform legislației vremii, revenea fratelui lui Carol I, prințul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen. În octombrie 1880, Leopold renunță însă la tron în favoarea lui Wilhelm, băiatul său cel mai mare, dar și acesta renunță în 1888, trecându-și drepturile asupra fratelui mai tânăr, Ferdinand, care astfel, în 1889, devine principe de România și vine în țară. Ajuns aici, la curte, o cunoaște pe scriitoarea Elena Văcărescu, adusă de regina Elisabeta în suita ei în 1888 ca domnișoară de onoare. Între prinț și poetă, care era cu aproape un an mai mare, se naște o dragoste spontană, pe cât de fulgerătoare, pe atât de intensă, și cei doi chiar se logodesc în secret și își jură iubire veșnică, beneficiind de binecuvântarea reginei Elisabeta, care încurajează relația, încercând chiar să-l influențeze pe prinț ca să se căsătorească cu românca. Conform Constituției însă, prințul trebuia să se căsătorească cu o prințesă străină, încât regele se împotrivește categoric unei apropieri. Drept care, cam abuziv, Elena Văcărescu este exilată pentru 2 ani în Franța, Ferdinand este surghiunit și închis o vreme la castelul din Sigmaringen,
iar regina Elisabeta este trimisă la reședința familiei sale din Neuwied. Ferdinand era disperat și și-a amenințat unchiul că se va sinucide dacă nu-i va îngădui să-și lege viața de prințesa româncă. În van însă, Carol I a rămas de neclintit, iar în final Ferdinand a fost însurat cu Maria de Edinburgh, în timp ce Elena Văcărescu nu s-a mai căsătorit niciodată. Cei doi au continuat însă să se vadă și să-și scrie până ce moartea i-a despărțit definitiv. Sub pseudonimul de Carmen Silva, regina Elisabeta a devenit cunoscută ca o poetă talentată și prolifică, publicând numeroase volume de poezie și proză, care au fost traduse și apreciate în întreaga Europa. În ciuda provocărilor și a responsabilităților pe care le-a avut ca regină, Elisabeta a rămas mereu conectată la pasiunile și interesele sale din tinerețe. A continuat să scrie și să picteze, iar operele sale au rămas mărturie a sensibilității și frumuseții sale interioare. Regina Elisabeta a României, cunoscută poate mai bine sub pseudonimul său literar de Carmen Silva, a fost o personalitate cu o operă literară remarcabilă și cu un impact profund asupra culturii și literaturii române. Prin poezia sa plină de sensibilitate și profunzime, prin proza sa captivantă și eseistica sa filozofică, ea a lăsat o moștenire literară care continuă să inspire și să încânte cititorii din întreaga lume. Opera literară a reginei Elisabeta se remarcă prin diversitate și profunzime. Ca poetă, ea a excelat în exprimarea emoțiilor și a trăirilor interioare, oferind cititorilor săi o panoramă captivantă a lumii interioare și a complexității umane. Poeziile sale au fost influențate de experiențele sale personale, de contemplațiile sale filozofice și de dragostea ei pentru natură și pentru frumusețea lumii înconjurătoare. Unul dintre aspectele remarcabile ale operei poetice a reginei Maria, Elisabeta, este abilitatea sa de a captura esența și frumusețea naturii în versuri pline de culoare și vitalitate. În poeziile sale, ea a surprins farmecul și misterul naturii, evidențiind conexiunea profundă dintre om și universul înconjurător. Prin imagini vibrante și metafore bogate, ea a reușit să creeze tablouri poetice de o frumusețe remarcabilă și să transmită emoții și trăiri complexe. În plus, proza reginei Elisabeta a fost la fel de impresionantă și captivantă. Ea a explorat o varietate de teme și subiecte în proza sa, de la povestiri fantastice și basme populare până la eseuri filozofice și autobiografice. În fiecare dintre aceste lucrări, ea a demonstrat o abilitate remarcabilă de a crea personaje vii și de a construi povești care captivează și provoacă imaginația cititorilor. De asemenea, opera reginei Elisabeta include o serie de eseuri și de articole în care ea a reflectat asupra unor teme profunde și universale, cum ar fi natura umană, dragostea, moartea și sensul vieții. În aceste scrieri, ea și-a împărtășit gândurile și convingerile cu o sinceritate și o profunzime care au impresionat și inspirat pe cititorii săi. Opera literară a reginei Elisabeta a României este una dintre cele mai semnificative și valoroase contribuții la cultura și literatura română. Prin poezia sa sensibilă, proza sa captivantă și eseistica sa filozofică, ea a lăsat o moștenire literară care continuă să inspire și să încânte cititorii din întreaga lume. Cu o sensibilitate și o profunzime remarcabile, ea rămâne una dintre cele mai iubite și respectate figuri din istoria literaturii române. Regina Elisabeta a României, cunoscută și sub numele de Carmen Silva, a fost una dintre cele mai remarcabile și influente figuri regale din istoria României. Cu o prezență carismatică și o inteligență sclipitoare,
Ea a fost nu doar o regină iubită și respectată, ci și o poetă talentată, un promotor al culturii și al educației și un lider care și-a dedicat viața binelui poporului său. Sub numele de Carmen Sylva, ea a devenit cunoscută ca poetă talentată și prolifică, publicând numeroase volume de poezie și proză, care au fost traduse și apreciate în întreaga Europa. Ca regină, Elisabeta a fost o prezență impresionantă și influentă. Ea a fost o susținătoare puternică a artelor și a culturii, promovând literatura, muzica și teatrul în întreaga țară. Ea a fost de asemenea o ferventă susținătoare a educației, fondând numeroase școli și instituții de învățământ și promovând egalitatea de șanse pentru femei în domeniul educației. În timpul domniei soțului ei, Elisabeta a avut un impact profund asupra vieții culturale și intelectuale a României. Ea a fost o susținătoare a talentelor locale și internaționale, oferind sprijin și încurajare tinerilor artiști și scriitori și promovând dialogul și schimbul cultural între țările europene. Pe lângă contribuțiile sale în domeniul culturii și al educației, Elisabeta a fost de asemenea un lider cu viziune și determinare. Ea a fost o voce puternică pentru drepturile femeilor și pentru justiție socială și a militat pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului său. În timpul războiului de independență și al primului război mondial, ea a fost activ implicată în eforturile umanitare și de ajutorare a răniților și a suferinților. Regina Elisabeta a României a trăit o viață plină de noblețe, compasiune și devotament față de poporul său. Pe măsură ce a îmbătrânit, ea a rămas o figură emblematică și iubită, căreia românii îi purtau un profund respect și admirație. În ciuda provocărilor și a încercărilor, Regina Elisabeta a continuat să-și dedice viața binefacerii și progresului țării sale, fiind un exemplu de demnitate și noblețe până în ultimele sale zile. Cu toate provocările și schimbările istorice, Regina Elisabeta a rămas un simbol al eleganței, grației și devotamentului pentru poporul său. Pe măsură ce a îmbătrânit, Regina Elisabeta și-a arătat încă o dată puterea și reziliența. Chiar și în fața sănătății șubrede și a provocărilor fizice, ea a rămas un model de curaj și de determinare, continuând să-și îndeplinească datoriile regale și să își slujească țara cu devotament și loialitate. Regele Carol I a murit pe 10 octombrie 1914, la vârsta de 75 de ani. Finalul vieții reginei Elisabeta a survenit la nici 2 ani după moartea soțului, ea închizând ochii în 1916. Pe 18 februarie, în stilul vechi, sau 2 martie pe stil nou, la vârsta de 72 de ani. Moartea reginei Elisabeta a fost un moment de tristețe și de pierdere pentru întreaga națiune română. Sfârșitul ei a fost primit cu durere și regrete profunde în toată țara, iar românii au plâns pierderea unei figuri atât de iubite și respectate. Cu toate acestea, amintirile și moștenirea ei rămân vii și luminează calea pentru generațiile viitoare. Putem privi înapoi la viața și la moartea reginei Elisabeta cu recunoștință și cu respect. Ea a fost o prezență remarcabilă și o inspirație în istoria României, iar amintirea ei va continua să trăiască în inimile românilor pentru totdeauna. Ne vom aminti de ea nu doar cu tristețe, ci și cu recunoștință pentru toate binefacerile și învățămintele pe care ni le-a oferit. Moștenirea reginei Elisabeta a României în țara sa adoptivă este una durabilă și profundă. Ea a rămas o figură respectată și iubită de poporul român, iar contribuțiile ei la dezvoltarea României au rămas vii și relevante și în zilele noastre. Moștenirea Elisabetei ca regină și ca personalitate culturală și literară este una care continuă să fie admirată și apreciată și în zilele noastre. Cu o prezență memorabilă și un impact durabil,
Ea rămâne una dintre cele mai iubite și respectate figuri din istoria României, un simbol al nobleței și al eleganței, al înțelepciunii și al compasiunii.